loc un spectacol extraordinar, susținut de membrii Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu și elevii Școlii Generale Cororan Doman din Coșteni, care prin cântece și dansuri ne vor aduce lumină în suflet. Va fi o seară deosebită în Sfânta Zi de Sărbătoare, cât ne bucurăm cu toții de învierea Domnului Iisus. Hristos a înviat, stimați spectatori! La început ați avut prilejul să urmăriți grupul vocal instrumental a Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu și a Școlii Generale Coriolan Doman, dirijat de profesorul Marcel Novac, care a interpretat cântecele Hristos a înviat și Îngerii. Iar acum îl invităm în scenă pe domnul Viorel Tălățean, președintele Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu, să mi se adreseze. Hristos a înviat. Dragi sătenii, am deosebită plăcere să vă salut în numele meu personal, în numele Școlii Coriolan Doman și în numele Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu. Sunt mândru de copiii aceștia care sunt pe scenă și care o să ne prezinte un program cultural-artistic, pentru că de mulți ani nu am avut la Paști, să zic așa, un spectacol. Vreau să le mulțumesc, în primul rând, copiilor, participanților, dar și instructorilor care au pregătit acest program. Pentru că, știți toți, a trecut o perioadă de 4 ani și când mă gândesc, când este vorba despre comunitatea locală, a fost o colaborare bună, mulțumitoare, și cu această ocazie doresc să înmân o diplomă sfatului comunității locale din Coștei și scriem așa: Societatea Cultural-Artistică Mihai Eminescu din Coștei conferă diplomă domnului Vladimir Pitic, președintele sfatului comunității locale din Coștei, pentru sprijinul acordat la filmarea și păstrarea culturii naționale. Domnul Avinel, cred că nu este în sală, dar o să îi fie înmânată această diplomă. Nu vreau să mai vorbesc mult, din cauza că nu ați venit să mă ascultați pe mine, așa că lăsăm copiii aceștia să prezinte un program după merit. Vă mulțumesc!
Mai Eminescu, care ne va interpreta o suită de melodii populare românești. Dirijor Nelu Ghenicea.
Ochii hai ce mai pereche și ce cap frumos răsare, nu-i al meu, al meu e oare, dar ai cui și la ureche. Thank you.
Thank you.
încurajăm cu aplauze. Thank you.
Cojoară, elev în clasa a patra, care ne va interpreta cântecele Mândră Cărășană și Iorgovan Frumoasă Floare. După care, eleva clasei a cincea, Marinela Atnagea, va interpreta cântecele Pace Pălărie Nouă și Cui-mi place dragostea. David Putan, elevul clasa a patra, ne va interpreta la clarinet melodiile. Frumoasă e vecina noastră și bună seara, dragii mei! Iar Eugenia Prodan, elevă în clasa a cincea, ne va interpreta cântecele Mândră Mizcă Zbănățeană și Ia te uită la Maria.